continuăm previziunile astrale pentru duminică. Balanță. În ciuda problemelor personale, ieși cu zâmbetul pe buze și reușești să te concentrezi asupra situației profesionale. Probabilitatea unor circumstanțe norocoase în afacerile tale financiare este destul de puternică. Scorpion. Îți este dificil să te concentrezi și cel mai probabil nu reușești să obții ce îți propui pe plan profesional. Astrele îți recomandă să faci o pauză, încearcă să te ocupi doar de sarcinile obișnuite. Săgetător, nu te deranja în a face un program detaliat. Evenimentele care vor apărea te vor lua prin surprindere, indiferent de situație. Recomandat este să ai răbdare și, cel mai important, să te apropii cât de mult poți de oamenii dragi din viața ta. Capricorn, din cauza fluxului prea mare de sarcini, risci să te pierzi în detalii. De fel, ești un perfecționist, însă în această zi îți este foarte dificil să realizezi tot ce îți propui. Vărsător, este posibil să fii lumina reflectoarelor. Oamenii din jurul tău te vor aprecia mai mult și asta doar datorită unei decizii pe care ai luat-o recent și care ți-a schimbat radical viața personală. Pești. Îți este dificil să comunici cu persoanele cu care intri în contact. Pentru a avea parte de o zi cât mai productivă, astrele îți recomandă să eviți comunicarea directă. Acestea au fost previziunile astrale pentru duminică. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!